Deci, nu fusese o crimă a securității, am arătat, era deci o crimă a rectorului Creang, din nou cu facultatea de matematică. Aici, bineînțeles, în rondul ăsta unde întorcea atunci tramvaiul de la gară, suntem acostați de un grup de oameni, ce spuneți? Faltare de matematică și continuă crimele. Alții vin și ne au, da, domne, foarte bine, ma tale faci și rău că te duci pe acolo, că zici că ești povestitor, că o să se pună nu știu când pe internet, că ai un dispozitiv de filmat prin ochi, că se transmite și în Statele Unite. Eu îți spun, ma tale, ești prost, îi spune cineva o tata, așa se poartă puternici, cu studenți, cu familiile studenților. Deci, o făcut foarte bine că eu și studentul e un chișat, veni de la munte, aia e o familie de excroși, nu vezi? Suntem închiși aici în comunism, sunt și cu români din Statele Unite. În Statele Unite, crimele de tipul ăsta sunt la ordinea zilei. Adică cine se duce la o universitate și nu se supune regimului de acolo, îi se ucide toată familia. Poate, bineînțeles, ăia mai trimit niște killeri și după asta rad universitatea de pe fața pământului, fac un masacru acolo și o fac pilaf, dar așa trebuie să se poarte. Rectorul e rector, primarul e primar, trebuie să se știe cine este stăpânul. O, sunt niște chișați de studenți care ar trebui să cadă în genunchi că li se dă o pregătire. Eu mă uitam că eram copil mic speriat, tata spunea, deci așa consideri, matale, că așa trebuie să spui. Da, domne, așa, deci ai să fii ucis și matale, care spui că în toate afacerile astea ți-ai luat rolul povestitorului și a reporterului și că pui pe nu știu cine de pe la rețele electrice să transmită prin Statele Unite. Noi de fapt nici nu suntem cu Statele Unite, noi suntem de acum cu Germania, asta e vechea Germanie nazistă care știe Knutul, Duritatea. Peste 40 de ani sau 50 de ani n-o să mai știe nimeni nimic de crimele astea și o să fie ucis și matale și soața matale și copchilul ăsta care tot lei prin munți pe acolo și ce că filmez prin ochi, ai tot felul de sisteme. Bineînțeles, eu eram copil mic, destul de speriat, chiar foarte speriat. Vezi, îi spunea copilul, îi speria că tu de fapt vrei să-ți omori și copilul, tu de fapt ești și tu cu ei, pentru că eu n-am văzut la flacăra Iașului aici niște articole. Mama îi spune, păi dacă au cumpărat redacția, cum să o cumpere, domnule? Cum să cumpere redacția? Trebuie să știi asta, deci profesorul universitar e profesor, aia sunt niște chișați de studenți din munți, familiile lor practic nu există, trebuie să cadă în genunchi aici că li se dă o pregătire.